În Republica Moldova a avut loc un moment istoric atunci când Curtea Constituțională de la Chișinău a stabilit ca limbă oficială limba română, conferind statut de normă constituțională declarației de independență a țării adoptată în august 1991. Limba oficială a Republicii Moldova este limba română, nu limba moldovenească în baza grafiei latine. Prin această decizie s-a pus capăt dilemei care a dăinuit 19 ani în Republica Moldova. În declarația de independență, limba de stat este trecută ca fiind limba română, în timp ce articolul 3 din Constituție se menționează că limba de stat este moldovenească. Magistrații curții au stabilit că declarația de independență prevalează în fața textului legii supreme. Referitor la acest aspect, am stat de vorbă cu câțiva români de peste Prut care studiază în România, iar aceștia s-au arătat încântați de această decizie, spunând că o așteptau de foarte mult timp. Ce părere aveți despre faptul că limba română a fost declarată limbă oficială și în Republica Moldova? Cred că era ceva care s-a așteptat de mult și era o contradicție foarte mare, pentru că nu era logic să fie scris într-un document moldovenească și într-unul română. Era de așteptat că până la urmă o să ajungem să se declare limba oficială română. Dumneavoastră vă bucură acest lucru? Sigur, pentru că de fapt vorbim limba română și nu văd de ce ar fi trebuit să fie scris altceva. Așa e cel mai bine. Aș de așteptat să fie declarată limba oficială, fiindcă, nu știu, se duceau tratative privind chestia asta. Mi-am dorit foarte mult și în sfârșit s-a ajuns să fie, deci, oficial. De ce v-ați dorit atât de mult acest lucru? Pentru că, deci, Basarabia a fost ruptă, de fapt, cândva de la România, adică patria mamă. Și ar trebui să ne unim, să fim iarăși o țară, o țară întreagă, puternică, în primul rând, unită. Alte diferențe între România și Republica Moldova? Ați putea să ne mai dați câteva exemple? Păi, nu. Nu. E, odată ce am fost cândva o țară, nu s-au schimbat prea multe. Au rămas aceleași tradiții, aceleași datini, obiceiuri, nu știu. Cam vorbim aceeași limbă, ne înțelegem ce asta e. Cetățenii de peste Prut au declarat că ei sunt dintotdeauna români, chiar dacă înainte limba română nu era oficială pe teritoriul lor. Astfel, în România, aceștia se simt ca acasă, pentru că, de fapt, suntem un singur popor. Dumneavoastră vă simțiți român în adevăratul sens al cuvântului? Da, mă simt român, mai ales că mai ales că sunt aici, la studii, și cred că, în general, suntem un neam. Da, asta e. De ce ați ales să studiați în România? De ce la Târgoviște? Cred că a fost un vis copilăresc să vin aici la studii. Cum vă simțiți în România? Vă este dor de casă sau vă simțiți ca acasă și aici? Mă simt foarte bine, chiar extraordinar. Mă bucur că am găsit aici oameni apropiați sufletului, prieteni, care cred că o să îi mențin pe parcursul vieții. Și să știți că nu mi-e atât de dor de casă, pentru că mă simt foarte bine. Vă simțeați români și înainte ca limba română să fie declarată limba oficială? Păi da, să știți că niciodată nu am zis de fapt că vorbim limba moldovenească. Chiar și profesoarele la liceu, nu știu, ne spuneam că limba oficială este cea română și nu e corect și să credem că e moldovenească. Nu are rost. După acest eveniment, probabil că urmează o revizuire a Constituției și integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, deoarece, la sfârșitul lunii noiembrie, premierul Iurie Leanca a parafat la Vilnius acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care urmează să fie semnat în septembrie 2014.